o femeie pică la un bărbat când cade la greșeală. N-am înțeles nimic, dar a fost prima dată, prima preot a fost, stai că nu mi-aduc acolo din mine, după aia a fost Radu, deci eu plecat preotul Radu de la noi, datorită unei muieri. Ce s-a întâmplat? Nu plecat de el. Păi și atunci cine e vinovat? Muierea. A fost nevoit să pleci, nu așa? Preotul, da. S-a dus la, de a fost cel mai mare și a murit preotul. Din cauza unei femei, spuneți? Care... Unei femei. Și atunci ce mai vrei? Femeia, doamnă, credeți că e de vină acolo? L-a provocat pe părinte? La... Păi, na, muierea. De ce, doamnă? Păi, dacă ia o catat, o găsetă. Ce părere aveți de gestul ăsta pe care l-a făcut? Este foarte corect. Pentru că el nu este vinovat cu nimica. Pentru că dumneavoastră vă spun... Așa, cel mai bine. De ce nu e vinovat părintele? Pentru că orice om în viață, ca poate bărbătească, da? Suntem oameni și oricine are ceva de spus cu cineva. Nu știu cum vedea. Părintele nu are nicio vină. Uite, el se duc singurii. Casa le și foamă, le și sete. Că acum nu se învăță de ca să le puneți la muncă grea. Acum la butoane... Nu cumva să vadă sapă în mână. Nu mai vrea femeia. Nu, dacă nu se stare să spele rufa ei. Dacă n-are mașină de spălat, nu spală. Credeți că și ei l-au provocat pe părinte în vreun fel, pe preot? Aici ceva a fost un joc undeva, ceva de o apucare, a prins ceva la bani. Ori părintele au dat ceva bani, ori părintele au prins de la el ceva bani. L-a scos din sărite. Are și el nervi ca fiecare om. Să duc, discută la biserică, nu ascultă slujba, să îmbârfesc, să... Asta este altceva. Nu i-a dat o palmă, i-a dat o vorbă. O vorbă. Da, a căzut femeia de la vorbă, cred că a fost o vorbă. O picat. Da. Chiar dacă mă îndideau o palmă, eu nu ziceam nimic, ca să rămână părinții, mergem mai departe. Dumnezeu Iisus și a să vadă cine-i vinovat. Pune nimic pe moment. Nu, să rămână părintii, să vă dea Dumnezeu sănătate și mergem mai departe și să vedem cine-i vinovatul. Dar pe moment acolo nu l-aș certa, nu? De ce? Nu, pentru că nu se merită, că e preot, a învățat atâta carte și el... Așa o vârstă, am 55 de ani. Ați dat vreodată în vreo femeie? Niciodată. Nu în una, în două. Deci, ești divorțat de prima... Și a doua mășeală. Automat, în prima în femei, în a doua, părăsă și a doua. Și suntem amant acum. Amantul cui? A ei. Ce v-a supărat soția? Păi, eu când am plecat la muncă, am 14 ani de mină și 15 ani de sondă. Când am venit acasă, n-am mai găsit nici garsoniere, n-am mai găsit nici... apartament, nimica. Le vânduse, soția plecase cu aripele... Păi tot una de aici, de la noi, o format echipa asta de Haiti, care s-au plecat cu italieni atunci, când au fost... Între care e soția noastră? Samia au plecat, ea zilaltă râdea de alu vărdea meu, râdea de mine că au plecat. Părinții, ia mă dă și pip. Partea asta la altă. Nu i-a zice? Nu. No. De ce? Nu, no, că sânțul, mintea, nu. E totuși un preot și v-ar fi așa... Preot. A spus că a fost călugăr nu știu pe unde, așa, că s-a luat și de Daniel, că a fost el mitropolit cu Moldova, nu știu, nu prea. V-ar fi teamă să reacționați dacă... Nu. Ați întoarce și obrazul celălalt. Nu, păi da, nu e și normal. De față cu ața oameni acolo, e ceva rușinos. Să mai după biserică sau... Pe la vreun curs, pe undeva. Păi da, nu, hai așa da, omenește. Dar de față cu ața oameni, cu 100 cât era acolo. Să trag așa într-o parte. Da, băi, că ai greșit, ești prost, sau mai știu eu și... Dacă te duci, că am văzut la noi, cum s-a dus la preot și i-a spus că, băi, e murdar, că trebuie să-i spune așa.
Hai, spune-mi și noastră, ca bărbat așa, oare n-a să nu nimica când o femeie te umbla la aia? Păi, sau dacă eu sunt prietenă cu soția mea tare, să glumim acolo, da, da, hai. Da, da, da. Păi dacă bărbatul ăla glumește la mine, mă ia pe mine, hai, să fie vorba. Spuneți că tot femeia e de vină, doamne? Păi femeia e vinovată. Păi femeia, că, dacă caută, găsește. Păi ia uite, ia că păi nu, dacă ea o catat. Păi ia uite, ia. Dacă o femeie cu mentișă serioasă, își vezi de drumul tău. Vă înșelă. Cu amate. Ați prins-o vreodată? Am prins-o. Eu am fost Ibergai Biscai, șef de gară, la Buzău, Focșan, Piața Neaț, Hemieuș, Bacu. Și ați prins-o când vă înșela sau o bănuiți? Momentan, da, cu ceva și mă zic, măi, cu zi, am avut și-o, da. Bun. Cum ați reacționat? Așa pleca capul jos. Mi-aș cere iertare, poate am greșit eu. Fără să vă dați seama? Fără să-mi dau seama. Dar nu i-a spune nimic, nu l-ați reacționat? Nu, mi-ar fi frică de... Și nu i-ar zis și nimic. Ați acceptat pur și simplu? Da. Și mi-aș cere iertare, poate am greșit, poate... Da. L-a scos din sărit că e om ca și noi. Da. A făcut... Lumea este foarte rea. Nu mai ascultă slujba, bârfesc, vorbesc, n-au nicio treabă. Pleacă de acasă să fie plecați. Dar nu mai are nimic, nimeni și nimic. Și părintele spuneți că își pierde răbdarea câteodată când vede și... Dar și la noi preotul să mai strigam. Vă rog din suflet, stați cu minți, așteptați, ascultați slujba, liniștiți-vă, lăsați vorba. Nu aș reacționa, aș fugi. Aș fugi. De ce? E păcat. La un preot să... Nu i-a spune nimic, n-ați avea curaj să-l certați? Sau să... Aș face nimic, aș fugi și gata. Aș pleca de acolo, în locul cealaltă. Scade gradul, dar până când suporți? Dacă te apasă cineva pe umăr, băi, mă apeși, până când? Trebuie să mă sal și eu, mă, ia stai o leacă, până când mă lași? Spuneți că și femeile din ziua de azi s-au schimbat. Sau nu mai sunt la fel ca pe vremuri? Bă, acum, văleu, toate zbonlave, le trebuie telefoane, le trebuie televizoare, nu cumva să le dai de muncă prea mult, să aibă ce mânca mai ceva bun, nu orice. Așa e vorba, așa e bine, așa e de stilul, mi-am place, păi, e pe mâna părinte, păi, e o mână bună. Că e mână bună și automat tică. Mână sfântă. Da, și câștigă. Dar lucra, băi, că e mână bună, doamnă. Păcat, trebuie să te gândești la Dumnezeu. O luați la fugă și scăpați. Am terminat discuția, în momentul fugă e rușinoasă de sănătoasă.